Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Este 7 dimineața, ne-am găsit în aeroport la Iași, mergem spre București pentru că astăzi trebuie să suntem invitați la ProTV la Măruță. Mergem să facem cunoscut sportul, să vorbim despre noi, despre culturism și despre lucruri viață. În viață în general. O să fim întrebați. Na, ce ce nu e, că am mai fost odată. Las că îi scriu eu planul lui Măruță, fac tot ce am mai fost odată și pentru cei ce nu au vizionat, puteți să găsiți pe YouTube întreaga emisiune. Da. Momentan căutăm să bem și noi o cafea, aparatele primesc doar de 1 leu și de 5 lei. Am găsit unul care tot de 5 lei primește, dar e 3 lei o cafea și aveam 3 lei mărunți. Bem cafeaua asta amestecată cu apă, cu o guriță. Arată bine, e formidabilă la vața. Și după aia mergem să lăsăm bagajele și o tăiem spre București. Facem o oră din Iași. Nu avea niciun rost să mergem cu mașina. Haideți, Paul! Ok, domnilor, a sosit avionul și plecăm spre București. Facem o oră, după care vedem ce mai facem de acolo, trebuie să stăm boschetari până pe la 2:30. Vedem, mergem pe la Jador, pe la Bogdan Mocanu, pe la cine, pe la Dorian, nu? Îi scriu lui Dorian, mergem la o cafea, ceva de genul. Hai, ne auzim. Nu încăpea? Nu încăpe. Că m-am înghesuit, aștept să pornim și mă întind jos. Așa se întinde o țigănii când plecăm în Spania. Îmi dau cu jos în autobuz. O oră ne murim. Aeroportul de pe autogară. Ok, am ajuns în aeroport la București și, ca de obicei, ne-am oprit să ne luăm masa. Aveam programată masa la duce și e 11, dar na, nu puteam să mâncăm când o aterizat și așa ne-am învârtit prin aer. De aia să vomităm pe acolo. La fel și eu, încăm și vedem încotro o apucăm. Puțină pompare, așa. Ia să vedem. Așa, să mă dau mai în spate. Știu. Dar bluza e mare, nu? Nu-i mare, nu. Nu știu, e acolo. Juicy, bun. Bun, hai. El e. Crează cu oameni. Cum mă iubi la Sef de ProTV? Ia spune știrile, vremea, să vedem dacă te pricepi. 28 de grade. Da. Și cam atât. Am ajuns aici. Așteptăm să intrăm în această încăpere să o macheze pe iubii, să ne schimbăm. Avem hainuțele aici. Și după aia, ușor, ușor, ne îndreptăm spre înăuntru. Ai emoții? Spune cu cine-i văzut. Cine s-a uitat la brațul tău? Spune tu. Vihorea Brânciu. A. S-a uitat la brațul lui. A. Ai emoții? Puțin. Bun. Un pic de machiaj, nu? Au stat multe vedete pe scaunul ăsta, asta, nu? Toate. Acum, toate. Dar înainte nu era, acum 2 ani am mai fost și nu era. În Fain. Nu? Că nu îi filmează. Da, da, da. Să vadă și backstage oameni. Vezi că linge. Lincerește ca taxa. Ok, am trecut. Nu, am trecut și pe la Bogdan.
să-l salutăm, am măcat, a făcut... Ce, sau vlog? Niște... Da. A, că faci vlog. Da, frate, vlogger. Salutare, oameni, bună, sunt Bogdan Mocanu, salutare, George. Elixir Fighter. El este Lolo. Lolo. Lolo, măi. Și fratele lui. Da. Iar acum ne ducem, este ora 7, ne ducem repede la aeroport, că aveam zbor la 12. Și mai bine să fii înainte decât după. Dă-mi mai mă că simt. Lasă, lasă, să știm ce de ies. Stai, să nu știm neam să-l pot totul, George. Spune, ce faci, cum ești? A fost. Și că l-am văzut foarte noi. Omul ia tricoul, l-a purtat, l-a aruncat. Nu stă la discuție. Ca Mayweather. Bravo, bravo. La ce firme? Dar nu au ce bravo. Bun. Da, doar ca să știți, George este mai mare în realitate decât în videoclipurile de pe YouTube. Mi se mai spune des. Cam atâta sunt, chiar dacă se mai spune des. Editez pozele. Nu mai spun. De puțin nu mai dat tricolor. Nu mai. Am făcut poze pe terasă până acum. Nu, am mai vorbit despre primul nostru concurs, că l-a concurat și el, după cum știți, și el a concurat. Amintiri frumoase. El tot face sport, nu s-a ținut de culturii de performanță, dar tot motivează, tot așa, și așa mai. Bagă în față, nu vezi ea. Nu știu. Nu power. Da. Gata, domnilor, m-am întors la rutina mea, ca de obicei. V-am lăsat linkul de la emisiune în descriere pentru că nu am voie să postez. Tura trecută când am fost la Măruță, am pus imagini din emisiune și mi-a blocat clipul, mi-a dat avertisment că mă închide canalul. Așa că intrați voi la link, îl vedeți acolo clipul frumos, profesional și aia are vreo 12-13 minute. Nu am mai filmat nimic în ziua aia cu Bucureștiul, după ce am plecat de la Bogdan, pentru că efectiv eram rupt de somn. După concurs, sincer, nu prea am reușit să mă mai odihnesc cum trebuie. De emoții, nu știu de ce, dar acum sunt ok. Bun, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, vă mulțumesc pentru tot suportul vostru și ca de fiecare dată, domnilor, nu uitați să mâncați sănătos, să vă antrenați, să gândiți pozitiv și să faceți ceea ce iubiți. Power, vă pup!